Mulțumesc, domnule președinte Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, stimați oaspeți, doamnelor și domnilor. În numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, vă adresez un cordial salut de bun venit în Republica Moldova. Îmi face o deosebită plăcere de a vă avea în calitate de distins oaspete la Chișinău și vă mulțumesc sincer pentru faptul că ați acceptat invitația de a efectua o vizită oficială în țara noastră. Negocierile care s-au derulat într-o atmosferă caldă, constructivă și în deplină înțelegere au demonstrat nivelul înalt al relațiilor dintre Republica Moldova și Republica Belarus, relații bazate pe prietenie, încredere și sprijin reciproc. Am purtat discuții consistente și fructuoase pe marginea tuturor chestiunilor cooperării bilaterale. Întrevederea cu omologul meu belarus a reconfirmat tendințele noastre spre dezvoltarea și în continuare a dialogului bilateral, a colaborării comercial-economice, reciproc avantajoase și a schimbului cultural, oferindu-ne totodată posibilitatea de a examina noi oportunități pentru aprofundarea relațiilor noastre de prietenie. În cadrul întrevederii am discutat în mod concret perspectivele realizării unor proiecte comune în complexul agroindustrial, domeniile energetice, transportului electric și infrastructură. Au fost examinate în special probleme ce țin de sporirea livrărilor de produse agricole, pomele gumicole și vinicole moldovenești în Republica Belarus. De asemenea, am discutat despre extinderea cooperării în sfera de producție, având în vedere necesitățile crescânde ale economiei moldovenești, de tehnică agricolă și ale orașelor de noi troleibuse și autobuze de producție belaruse. A fost menționat rolul pozitiv al activității Comisiei Interguvernamentale Moldove-Beloruse pentru colaborare comercial-economică în calitate de organ coordonator pentru dezvoltarea relațiilor comercial-economice bilaterale. Republica Moldova va depune și pe viitor eforturi susținute în vederea dezvoltării și aprofundării relațiilor cu Republica Belarus, păstrând și optimizând buna experiență acumulată. În acest context doresc să-mi exprim speranța că Forumul Oamenilor de Afaceri, care a avut loc astăzi, cu participarea celor mai de seamă reprezentanți ai businessului moldovenesc și belarus, înțelegerile convenite și contractele care au fost semnate vor da un nou impuls colaborării noastre. Partea moldovenească va contribui la aceea ca reprezentanții întreprinderilor din Belarus să se simtă confortabil și stabil în Moldova, iar investițiile belaruse să fie sigure și încununate de succes. La fel, am avut un schimb de opinii și asupra problemelor internaționale și regionale actuale de interes reciproc. Țin să specific că poziția Republicii Moldova și a Republicii Belarus referitoare la problemele cheie internaționale și regionale privind menținerea păcii și securității internaționale, contracararea provocărilor și amenințelor contemporane au multe tangențe și chiar coincid. În acest context, cele două părți și-au reiterat atașamentul față de principiile respectării suveranității și integrității teritoriale a ambelor state și s-au pronunțat pentru soluționarea problemelor actuale ale securității internaționale, respectându-se principiile și normele dreptului internațional. Este îmbucurător faptul că poporul moldovenesc și cel belarus au multe în comun. Cetățenii ambelor noastre țări au o atitudine afectuoasă față de meleagurile natale, păstrează cu grijă
și îmbogățesc patrimoniul natural și cel istorico-cultural și transmit tinerei generații tradițiile de bună vecinătate și de respect pentru oamenii de diferite etnii și confesiuni religioase. În cadrul negocierilor am relevat necesitatea de a aprofunda cooperarea interregională prin realizarea unor programe comune la nivel regional și de a continua organizarea și desfășurarea zilelor culturii ambelor noastre țări. Am fermă convingere că vizita dumneavoastră, domnule președinte, va rămâne în memorie prin discuțiile interesante și constructive, iar inițiativele elaborate se vor bucura de o largă susținere și vor fi puse în practică. Sper că la realizarea lor vor contribui semnificativ declarația comună a șefilor de stat și acordurile semnate în cadrul vizitei. În încheiere țin să reiterez interesul nostru constant pentru dezvoltarea și consolidarea colaborării reciproc avantajoase cu Republica Belarus și îmi exprim încrederea că negocierile pe care le-am purtat astăzi vor contribui plenar la înfăptuirea acestui deziderat. Vă mulțumesc! Уважаемый Николай Васильевич, дорогие друзья, я не первый раз в Молдове, в Молдавии. Я приезжал сюда обычным гражданином много-много лет назад. Мне знакома эта земля, мне знаком этот народ. Я его очень хорошо знаю, я часто говорю, я служил в свое время на западных границах Советского Союза, в западном Киевском пограничном округе. Поэтому хорошо знаю этот край, этот регион, знаю его возможности. Когда-то учился отношению, рачительному отношению к земле, как это умели делать, уверен, умеют и сегодня молдаване. И сегодня, после достаточно длительного перерыва на гостеприимной молдавской земле, состоялись вот эти масштабные белорусско-молдавские переговоры на высшем уровне. С последней встречи двух президентов в Минске прошло ни много ни мало официальной встречи 14 лет. Однако это ни в коем случае не означает, что отношения с Молдовой отошли для нас на второй план. Мы неизменно рассматриваем Молдову как надежного партнера, дружественную и близкую нам страну. Развитие политических и экономических отношений, с которой приоритетны для Беларуси. Молдова является для нас важным торгово-экономическим партнером и занимает пятое место в общем объеме товарооборота Беларуси со странами Содружества независимых государств. С 2000 года торговый оборот между нашими странами вырос в 5 раз и достиг в прошлом году отметки почти 360 миллионов долларов. Определенный задел сделан. Нужно двигаться дальше, поэтому в ходе прошедших переговоров мы акцентировали внимание на развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В политике вроде бы у нас особых-то проблем нет, особенно в последние годы. И та поддержка, ну, Молдова оказывает нам, особенно на саммитах Восточного партнерства, мы за это благодарны вам. Перспективным направлением сотрудничества является производственная кооперация с выходом совместной продукции на рынки третьих стран и ЕС. Уже реализуются проекты совместного производства в Молдове белорусской сельхозтехники, троллейбусов, на очереди автобусы. Мы готовы обеспечить потребности молдавских партнеров машиностроительной, нефтехимической продукции, товарах легкой промышленности, стройматериалах, бытовой техники, лекарственных средствах, продовольствии. Мы заинтересованы также в реализации проектов развития дорожной инфраструктуры, сельского хозяйства Молдовы. Поверьте, нам есть что предложить.